Exporturile de mobilă au atins anul trecut maximul istoric de 1,2 miliarde de euro. Suma este de peste două ori mai mare față de 1989. Mai mult, Asociația Producătorilor de Mobilă din România estimează că exporturile vor crește cu 10% în acest an. În septembrie, la Romaero Băneasa, va avea loc primul târg internațional de mobilier din țara noastră. Expozanții promit toate tipurile de mobilier, de la cele mai mici prețuri până la produse de lux. Așteptăm anul acesta la expoziție peste 300 de companii pe o suprafață de 15.000 de metri pătrați. Așteptăm de asemenea peste 10.000 de vizitatori. Vor participa firme care produc de la mobilier stil clasic de peste 10.000 de euro și firme care produc mobilier pentru marele public. Avem mobilă pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele.